Voi vă cunoașteți așa, între voi, surorile? Ce spuneți? Da, eu tot aș spune că da, de bine. Cunoașteți tot una despre alta. Păi ele stau într-o, da. Ele stau într-o, da, ei dorm cap la cap. Noi punem la dubiu acest lucru și de asta am decis să vă supunem unui test. Ce spuneți? Acceptați? Da, acceptăm. Să vedem cât de bine se cunosc surorile între ele, Aura. Și Aura va fi pe post de Arbitru. Da, va trebui să ne zici dacă... Dar pot și eu să arăt varianta, răspunsul, cum cred eu. O să ne zici ulterior. Ok. Hitler, o să vă rog să închideți ochișorii. Ok. Și atunci când auziți întrebarea mea, să arătați cu degetul către persoana care îi aparține adevărul. Între noi două. Da, mama nu este întrebarea. În joc. Okay. Între voi două, da. Vă jucați doar voi două. Așa? Da. Sau așa? Prima întrebare, o să-mi răspundeți cine e cea mai supărăcioasă. Stați. Eu sunt sigură că noi am arătat e ca așa, pentru că stai. Ce la mine? Nu se poate, dar... Da, ai avut dreptate, Betty. Sunteți, chiar dacă Lorea a mai stat un pic pe dubie, a vrut să arăte deci, mai inițial puțin la asta, înseamnă că m-am gândit puțin, da. Pentru că noi nu suntem... Noi, deci, noi avem certuri de acestea, conflicte micuțe, dar apoi oricum Lori mai supără cea. Când ai motive, normal că să mă supăr. Spui, te spun eu varianta mea. Eu consider că Betty mai supărăcioasă. Ok, mai departe. Fără supărare, așa, este părerea mea. Trebuie să ceri scuze. Așa, închideți ochii, răspundem la câteva întrebări după care le explicăm. Cine întârzie cel mai des? Închideți ochii. De fapt, au spus că eu nu o să te joc. Auzi, okay. El întârzi, Tatiana, el întârzi din cauza mea. E adevărat. Am înțeles. Nu, dar dacă e să o luăm pe bune, într-adevăr ele nu întârzi, iar Lori are obiceiul să vină cu o oră înainte sau jumătate. Chiar și asta mă enervează, dar chiar și așa, eu cred că ea deschide liceul. Delegatoarelor. Da. Nu așteaptă pe Betty. Betty merge singură la liceu. Betty zice, mamă, eu nu știu. Cu 10 minute vine... înainte și Lori 5, cu 40 de minute. Lori vreo 40 dacă nu o oră. De unde e obiceiul acesta de a fi atât de punctuală? Pur și simplu vrei. Vrea să ajungă prima. Nu, cum tu ai spus odată? Să nu se uite colegii la mine, dar eu să mă uit la ei. Stau pe scaun, văd cum fiecare intră. Da. Și pur și simplu să mă uit cum fiecare intră și... Am înțeles. Închideți, vă rog, ochii. Cine stă cel mai mult pe telefon? De fapt, mama, dar dacă mama nu joacă... Cu mama n-am înțeles. Ambele. Ambele. Închideți ochii. Cine este în fața oglinzii cel mai mult? Fetelor, chiar vă cunoașteți foarte bine. Continuăm. Cine e mai capricioasă la mâncare? Chiar sunt impresionată, vă cunoașteți foarte bine. Dar, de fapt, ultimul timp, Betty deja nu mai e așa de capricioasă. Da. Pe când Lori deja, asta nu mănânc, asta nu... Nu, eu stric cu carnea, mama are o problemă că mie nu prea îmi place carnea în ultimul timp, dar în rest eu mănânc mai toată. Da. Uh-huh. Cine cântă mai bine dintre voi? Ok, să nu supărăm pe nimeni. Se vede aici cine cu egoul mai mare în familie. Dintre voi două, nu și mama. Pe mama... E foarte subiectiv. Știm care e vocalea ale mamei. Ele cântă ambele. Cine țipă mai tare? Iată aici vreau. Să se arăte la mama. Da, ok, dar iarăși mama nu joacă. Așa, Betty, n-aș fi zis. Cum ceva chiorilă, mama e divină. Și ultima întrebare. Cine face mai des surprize? Wow. Din voi două. Hai, Lori. Așa. Da. Cine a arătat? Da, eu mai aduc flori uneori așa din pur și simplu, da, adică fără ocazie. Fără ocazie, da. Mi-i place uneori să facă câte o surpriză.